Părintele Calistrat o desfințează pe Ana Maria Prodan. Nu i-stă frumos unei femei să se comporte ca un. Cunoscutul părinte Calistrat Chifan, de la Iași, o desființează pe Ana Maria Prodan după scandalul în care a fost implicată alături de Laurențiu Reghecampf. Duhovnicul clasifică comportamentul acesteia ca fiind al unui adolescent neîmplinit dornic de mediatizare. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp au fost protagoniștii unei scene demne de scenariul celei mai reușite telenovele. Cei doi și-au împărțit pun și picioare în plină stradă, iar întregul episod a făcut în conjurul lumii. Întreg scandalul mediatic a ajuns și la urechile cunoscutului părinte Calistrat. Renumit pentru sinceritatea lui, dar și pentru indulgența pe care o are pentru generațiile mai tinere, duhovnicul l-a ținut să-și spună punctul de vedere. Părintele Calistrat susține că ieșirea impresarei nu i-face cinste regretate Ionela Prodan, mama acesteia. Cât despre limbajul vulgar și comportamentul bărbătesc. Duhovnicul susține că Ana Maria Prodan se comportă ca un adolescent neîmprimit dornic de mediatizare. Ce înțelege acest copil când vede acest circ mediatic ieftin care nu face altceva decât să-i descalifice? Gândindu-mă la mama acestei fete care a fost o cântăreață admirată, iar dansa se poartă ca un adolescent neîmprimit și face aceste crize de isterie și simte nevoia să fie și mediatizate. Ai dat divorț, lasă omul în pace, veziți de treaba ta, copilul să nu simtă distanță dintre voi și să crească frumos. Care e educația dată acestui prunc? Că el când va fi mare să facă ca părinții lui. Probabil sunt persoane mondene care simt să arate societății că există, și atunci creează aceste circării artificiale care atrag atenția. Este foarte impulsivă, ceea ce nu-i stă frumos unei femei să se comporte ca un bărbat, a spus duhovnicul. Reamintim că scandalul dintre Ana Maria Prodan și Laurențiul Reghecamp a început vineri, 23 septembrie.